Noi folosim mâncarea pe post de substitut a hranei lipsă din copilărie. Din punct de vedere emoțional, problemele de greutate înseamnă așa. Obezitatea apare atunci când avem nevoie de protecție emoțională, deci ne protejăm, kilogramele în plus sunt protecție, mai înseamnă și altceva, poate să însemne acumulare, deci dacă mă pregătesc de o schimbare fundamentală în viața mea sau de un proiect important sau trebuie să acumulez înainte, dar în principal, raportat la traume, la rănile noastre, obezitatea arată protecție. Mă protejez emoțional. Pentru a rezolva problema unor kilograme pe care noi le considerăm în plus, nu este suficient să avem cunoștințe de nutriție. Nu este suficient să spunem să mergem la un nutriționist, la un dietetician sau la un medic, pentru că problemele de greutate nu sunt atât de mult cauzate de tipul mâncării, cât de relația pe care o avem cu mâncarea. Deci trebuie să ne schimbăm în primul rând comportamentul alimentar și obiceiurile alimentare pentru a transforma această relație cu mâncarea, și treaba asta nu o poate face niciun medic, niciun dietetician, niciun coach, niciun singura persoană pe care poți conta, ești tu. Și din punct de vedere holistic, iubesc această abordare raportată la excesul de greutate. De ce? Pentru că ne constrânge cumva să continuăm lucrul cu noi înșine. În momentul în care zici, băi, nu știu, mă duc să îmi dea cineva un regim, să îmi facă un regim, că eu nu. Am și scris acum câteva zile lucrul ăsta. Regimurile pe care ni le dau ceilalți, le respectăm cu, să spunem, cu o rigoare mai mare decât dacă ne-am face noi singur un regim. În mod paradoxal. Dar ele, de ce? Pentru că ne dau încredere. Dom'le, mi-a dat un specialist chestia asta, deci el se pricepe. Da, poate ție îți dă încredere, dar te deresponsabilizează și te privează de un lucru foarte important. Să te cunoști cu ajutorul alimentației.